La Opera Națională București vor avea loc vineri și duminică două reprezentații extraordinare cu spectacolul Carmen, capodopera compozitorului romantic francez Georges Bizet. În rolul titular, mezzo-soprana Ruxandra Donose, Don José fiind interpretat de tenorul Ramon Vargas. Spectacolul de vineri, 1 martie, este dedicat memoriei marii mezzo-soprane Elena Cernei, de la nașterea căreia se împlinesc 100 de ani. Născută pe 1 martie 1924 la Bairamcea, în Basarabia, Elena Cernei este considerată una dintre cele mai mari mezzo-soprane ale lumii. A studiat la Conservatorul din București, la clasa maestrului Constantin Stroiescu. A debutat ca prim solistă în anul 1957 pe scena Operei Române din București, în Carmen, de Georges Bizet. Alte roluri au completat de-a lungul anilor galeria marilor sale succese: Amneris din Aida și Azucena din Trubadurul de Verdi, Iocasta din Oedip de George Enescu, Dalila din Samson și Dalila de Saint-Saëns. Cariera sa internațională a început în 1963 la Paris cu rolul Amneris din opera Aida, după care a fost invitată pe marile scene lirice: Teatro alla Scala din Milano, Metropolitan Opera House din New York, Royal Opera House Covent Garden din Londra. A cântat în cadrul programului The Last Month at the Old Met, în ultimele spectacole festive care s-au ținut în vechiul sediu în care a funcționat Metropolitan Opera House din New York până în 1966, dar și la inaugurarea noului sediu, cel de la Lincoln Center, al prestigiosului teatru american. A avut ca partener de scenă nume mari ale artei lirice internaționale: Virginia Zeani, Renata Tebaldi, Birgit Nilsson, Franco Corelli, Carlo Bergonzi, Nicolae Gheda, Piero Cappuccilli, Placido Domingo. În ziua de 16 octombrie 1973, Elena Cernei a realizat în premieră mondială o triplă performanță. A interpretat rolul titular din opera Doamna Chiajna de Nicolae Buicliu, pentru care semnase și libretul și regia. După încheierea oficială a carierei artistice, Elena Cernei s-a dedicat pedagogiei, concursurilor internaționale de canto ca membră în jurii prestigioase, precum și cercetărilor științifice legate de mecanismele vocii vorbite și cântate. A scris și a publicat două cărți, Enigmele vocii umane și Et fiat lux. Laringele, sau mai bine zis sfincterul glotic, format din cele două corzi vocale, este poarta importantă a pătrunderii oxigenului în organism, care este un gaz absolut vital pentru ființa umană. A primit numeroase premii și distincții internaționale ca recunoașterea activității sale artistice și științifice. În țară i s-a decernat titlul de artistă emerită, precum și cel de doctor honoris causa al Universității Naționale de Muzică din București.